Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bucket. În acest episod vreau să muncim mai mult deoarece n-am mai muncit de câteva episoade și am zis că e bine să și muncești în joculețul ăsta minunat. Da, fraților, deci am văzut că vă place foarte mult seria asta și seria asta chiar o să ținem foarte, foarte mult tipul ăsta. A, nu poți conduce această mașină, ai deja permisul de conducere. A, el dă examenul acum. Ok, deci o să merg să văd dacă sunt mașinile spawnate acolo. Sper... A, da, sunt. Sunt amândouă, bine mă, bine. Ok, sunt amândouă mașinile acolo, foarte, foarte frumos, foarte, foarte șmecher. Da, fraților. Deci, eu am un nou sistem, bine, sistemul ăsta l-am de jumătate de an aproape, dar nu vi l-am zis niciodată. Sistemul meu de uploadat e așa. Practic eu filmez, oh, bine mă, ia-ți da foc la mașină. Mă omorâți, bine mă, l-ați omor, bine mă, bine mă. Ok, so, la runner. Ok. Așa. O tras și în mașina mea, asta e foarte șmecher. De căcat, șmecher de căcat. Da, și... Deci hai să vă zic programul meu, că nu vă zisem. Eu practic filmez episodul ăsta, îl pun la programat, l-am șters din PC. Voi practic îl aveți, eu nu-l mai am, pe mine mă doare undeva de videoclip, eu vreau să... De ce te bași fix în mine? Bă, da prostești. Nu! No, uite și pe ălalalt. Cât costă cea mai ieftină mașină, nu știu ce. Sper să nu se mai bage în mine acum. Așa. Deci, ce vreau să vă zic este... Ăsta e programul. Deci eu pun videoclipul uploadat, se uploadează, îl programez și... Atât, l-am programat și gata. Se duce, pa, pa, rip. Și practic, când îi vine vremea, el se aplodează automat. Adică nu se aplodează, se publică automat, știți? Deci nu e așa de greu pentru mine. Eu am filmat imediat, na. În lista skill, toate joburile sunt bune, în special jobul farmer. Să fie event de tip întrebarea serii. Da, o să fie la ora 20. A, imediat o să fie și evenimentul ăla. Cum v-ați descrie în doar 3 cuvinte? Ok, am un pic de lag pentru că se randează un episod. Ultimul episod de Hitman se randează. Oh, ok. Salut. Salut. Să parchez aici. Sper să nu le ia nimeni. Stai, nu te băga mine. Owned by Nuka 10, Ace 27, odometer. Bă, cum să faci, mă, 3000 de kilometri în 27 de zile? Ești nebun? Mașina mea e acolo băgată, deci nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ea. Faci mulți bani la mine de... Dacă te referi la preț, nu este o sumă exactă, vânzătorul decide asta. Na. Deștept. Caracter puternic, frumos. Astea nu sunt trei cuvinte, patru, dar mă rog. Da. Aveți echipă preferată? Dacă da, care este aceasta? Ok. Da, țin cu Steaua București, Barcelona pe viață. Max Infinite. Mamă, ești nebun? Max Infinite, mamă, bă. Ce anotimp preferați și de ce? Eu nu prefer niciun anotimp, părerea mea. Da. Răspund și eu la întrebări dacă vreți. Bă, sincer, nu-mi prefer niciun alt timp, adică n-am toate sunt faine, toate sunt frumoase. De fapt, nu prea prefer vara.
Le prefer toamna, iarna și primăvara, dar vara nu o prea prefer. Pentru că vara e foarte cald, cum e acum. Bine, acum am trecut pe toamnă. Dar tot e cald, mor de cald și nu pot să filmez ca lumea. Deci nu pot să filmez ca lumea. Deloc nu pot să filmez ca lumea, pentru că dacă deschid geamul, se aude în microfon bâzâit, adică bâzâit, se aud mașinile și toate alea. Așa că n-are rost. Vara, că sunt fetele mai dezbrăcate. What the fuck, ce a fost asta? Aurel, tractoristul, poți merge la fast food-urile din zonă pentru a vinde făina. Nice! Vara, deoarece este cald. Bă, ăștia preferă vara. Eu nu prea prefer vara. Vara nu-mi place pentru că este cald. Și nu pot să filmez ca lumea. Bine, poate un om care nu e YouTuber poate să stea și cu 10 radiatoare lângă el. Poate să stea cum vrea el. Dar, sincer, eu nu prea prefer vara. Da, hai să vedem. Am voie cu armele la vedere, ai voie dacă vei prins cu ele într-un loc populat, poliția o să ți le confiște. Care e ultimul serial? Bă, retardatiș, bă, căpățână! Lucifer, vi recomand, de urmăresc bebie, what? Bebie, nu știu ce-o fi ăla. Eu urmăresc bebie. Vând casă în care serial național, așa. Eu nu urmăresc niciun serial, sincer, și nici nu o să urmăresc pentru că nu... Oh my god! Am băgat în mașina la... Spune nu râtel. Ok. Ah, mamă, ce drifturi, ești nebun. Opa, slash friends. 5, 6, 5, 1, 2, îmi dai cheile de la Sultan. Licența de condus va fi suspendată 2 ore. Data viitoare aveți grijă unde circulați. Oh my god. Ok. Ce prost e ăla. Bine, mă, zis a luat la IT. Bine. Slash pe 699. Ești prea departe. Mă rog. 41 mai are benzină, e bună, nu contează. Wow, ne oprim. Da, avem, asta e un prieten foarte bun al meu. Foarte bun, da. Toate sunt legale, îți recomand firmware astea să job și alege-l. Da, firmware-ul recomand și eu la cei care s-au apucat mai nou de sam, pentru că se fac banii foarte rapid. Vedeți și voi că eu sunt la firmware acum și fac banii foarte rapid. Te rog, nu te mai băga în mine. Și mă, și Cacao. De ce mă joc și ca Macao? Online, dar jocul meu preferat rămâne Samp. În câteva momente o să înceapă un eveniment de tip întrebarea seriei. Ok. Asta e ciudat. Am crezut că am intrat în area aia unde pot să intru prin mașini. A, stai. Pentru răspunderea la întrebarea SMS și premiul slash SMS 9003. Perfect, în caz de... Știu și eu răspunsul la întrebare. Da, mai știți ultimul film care ați văzut? Dacă care este acela. Eu nu mai știu ce film am văzut. Ce prost au și făcut accident. Niciodată a decedat Eminescu. Fai! SMS 1892. The cell phone trying is currently unavailable. 9003. Nu știu ce dată zic și-o aiurea. Asta trebuie să cauți pe net în puii mei. No, să căutăm? Hai să căutăm repede.
Google, data decesului lui Eminescu. Doisprezece iunie 1889. Dintre vehiculele folosesc pe toate. Ce mă? Slash friends Nila slash friends slash SMS 9003. Bă, the cell phone that you are trying to SMS is 15 9003. Păi, bă, mane. Mă rog, eu am răspuns primul. Dacă am cumpărat un găscan, trebuie să fie așa, nu știu ce. Care a fost cea mai realizarea voastră de pe acest server? Adică, sunt curios, ce, care a fost cea mai mare realizare a lor de pe acest server? Când am descoperit mersul pe... Asta a fost un pic dureros. Când am descoperit mersul pe jos. Wow. Asta a fost ciudat. Tu Radio Gangsta Manele. Ce mă? Radio Gangsta Manele? Bă, ce a ajuns omenirea? Nu știu. Faptul că am reușit să obțin funcție de co-leader in the Russian Mafia. Din ce facțiune faceți parte? Ne puteți spune ce rang dețineți în aceasta? Schimb to homo, am 2K ca diferență. Fac parte din The Russian Mafia și dețin rang 6. Băi, e bine. Eu, așa, eu acum citesc și chestiile alea ca să nu vă plictisiți voi. Când va fi așa, nu se va anunța pe forum. Sultanul, a, sultanul e acolo. Am crezut că a dispărut sultanul. Hai, bossule, ce faci? Mai stau mult după tine. Cum se numește radioul? Văzut pe perea care se numește în car radio. Dacă vă alții 10 minute pentru 2 ore, tipul zice, nu, să treacă, nu, ca să, bă, ești idiot, ca să treacă o oră, trebuie să fie online la un pay de ora fixă, așa. Amândouă sunt profitabile, îți recomand să alegi fermer. Păi da, fermerul e cel mai șmecher. Părerea mea și părerea mea e la fel ca al lui ăla. Fermerul e... Ce dracu e aia? Mi-a apărut unul în față și băi, serverul ăsta e ciudat, rău să-mi bag piciorul pe bizon, nu se întâmplă, nu se întâmplă chestii de genul. Într-adevăr, tipul ăla merge pe contrasens. Într-adevăr, bugetul e mai șmecher la celelalte chestii, dar... La unele buguri nu, nu sunt rezolvate și e destul de ciudat. Mă rog, hai să mai muncim. Facem și noi 2 caca. Ai vândut un sac de făină pentru 32.000 de dolari. E bine, mă, e bine, ce să zic, e bine. Cea mai importantă este... Stai, car, cea mai importantă iar... Stai, what? Ah, cea mai importantă este cea mai... Oh my god, am crezut că mă bușez de ăla. Și hai, lasă-mă. Pentru adresa întrebare folosesc comanda slash question dacă vă dori, dacă doriți să vă fie așa scrieți corect. Ok. Eu n-am level, îmi trebuie level 10.
Am de-abia level 6. Da, 6 am și 7 din 20 respect points. O să-l fac până mâine fac level. Pentru că știți că mă joc obsedatul și când o să fie, când o să-mi fie somn, să vreau să mă la pat, o să dau cu stay sleep, știți. Dar, de fapt, cred că o să-mi închid PC-ul în seara asta, că nu mi l-am mai închis de nu știu câte zile și na. De vreo 4 zile nu mi l-am mai închis. Aveți vedea dacă are este numele acestora. Ia bă, că-s curios de chestia asta. O să zică toți că au iubită pe pariu. Toți o să zică că au iubită. Da, mi-a iubit, o cheamă Feli. Fii atent că pe toți, toți o să zică. Da, mi-a iubit, o cheamă Simona, vedeți? Stați să vedeți. Ce vă place la o fată? Deocamdată formele pe viitor, caracterul. Mie, în general, spatele. Ok. Așa. Așa. Da, chiar joc, am de 7 ani, joc cam de prin 2009. La sfârșitul 2009, cred că m-am apucat sau cam pe acolo, nu știu, cam pe acolo. Pe acolo am aflat prima dată de el, adică, cum să vă zic, eu m-am dus la bunica mea, avea un calculator praf și nu știam ce joc să mă joc. Aveam GTA San Andreas instalat, dar nu știam pur și simplu ce joc să mă joc. Și nu. Am dus acolo, am intrat pe PC și am văzut că are SAMP. Bunica mea se joacă SAMP. Nu, glumeam. Aveam SAMP-ul instalat de când se mai juca și taică mea pe acolo și chestii. Dar da, și m-am început să joc, ce să zic. Ce faci, mă? Încerc să fur sultanul? Bă, dați aș palme. Nu, 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 nu vă băgați mine, nu vă băgați mine, nu vă băgați mine, nu vă băgați. Fugi, 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 că ăștia se bagă în tine, Raul. Ok. Așa. Mă scobesc, că așa au părea foarte bună Aurel Tractoristul, îmi este prieten. Am scris și făceam acum vreo 4-5 luni cu niște prieteni pe Skype. Ok, stai așa un pic să mă scarpi pe spate. Oh my god! Orip. Stai, cum îl chema pe ăla care mi-a dat SMS? OPGIU slash ID O QIQHU Level 7, stă în fierul paramedic, rank 3. Bă, piciulică! Ești un picolic, deci mi s-a blocat mouse-ul, iar nu mai merge mouse-ul. A, ok. S-a futut mouse-ul. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu știu ce are mouse-ul, revin imediat. De fapt, nu revin, că o să-mi iau căștile cu mine. Sunt sub masă acum, dacă vă întrebați. Sunt sub masă, nu mai am loc. Sunt prea mare. A, ok, o să-l scoatem. O să-l bag din nou și acum ar trebui să meargă.
Da, merge. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. Bye, bye.